Salutare toată lumea! Ce mai faceți, măi, băieți? Autici? Nu, da, bine v-am găsit la episodul de Samp, bă! Ați văzut că am început să postez mai rar Samp, nu m-am lăsat de Samp și nu o să mă las, dar... A trebuit să filmez și Dead by Daylight, ați văzut că am postat și episodul de Dead by Daylight ieri și... Na, trebuie să filmez mai multe chestii, adică nu joc doar Samp, vă dați și voi seama că nu joc doar Samp. Mă joc și alte jocuri și care le filmez pe canal, care o să le filmez în viitor sau dacă nu le-am filmat. Deci nu vă îngrijorați, nu mă las de Samp în niciun caz, o să filmez Samp până la moarte. Bine, nu până la moartea jocului, că o să moare jocul sau nu o să-l mai joace mulți la un timp, dar hai să ne continuăm seria. Băi, cred că am rezolvat faza cu Crash-ul, nu mi-a mai dat Crash în ultimele zile, mi-am băgat un mod anti-Crash, dar nu e ăla Cleo, e alt mod. Băi, gandică, nu, o să dă bug pin-ul. Și da, dacă mai aveți episoade de Samp în continuare, dați și voi un like și un subscribe. Ia uite-l, mă. Ador modurile astea, frate, ia uite-le. Este prea faine, frate, ia uite și cum arată Digolo. Nu e fain cum îl ține în mână, dar e ok. Și-s moduri pentru mafii. Adică, v-am zis că o să intru în mafii. Da, și-s moduri pentru mafii. Bye, gun, M4. Ia uite-l, mă, cât de frumos arată modurile astea. Moduri pentru mafii, voi băieți. Deci, ca o să jucăm în mafie după ce o să ies din School Instructors. Oricum mai stau puțin, am 30 de zile. Am 30 de zile, 33 de fapt de zile. Mai stau încă 17 zile în School Instructors, până la 50 de zile și m-am dus. Am zis să stau așa 50 de zile ca să nu fie probleme. Mai am încă 13 licențe de dat și este sâmbătă. Dar le dau. Le dau pentru că am mulți care vor licențe. Am vorbit cu ei ieri și unul mai avea încă 54 de ore din licență și dacă nu-i sub 50 de ore nu pot. Și eu zic că joacă până azi și eu dau azi, că eu zic că vrea să mă ajute, că mă știe de pe YouTube. Și sper să mă ajute, adică să mă contacteze azi, stai să vedem dacă e online, nu e online. Și eu zic că mă ajută cu licențele, adică are de dat vreo 4 licențe cu mine, 4 numai pe ăla și mai am eu clienți. Eu îți descurcăresc, băieții, nu ies eu niciodată pe raport incomplet dintr-o facțiune. Doar o dată pe baghe, dar am ieșit pe raport din complet și a fost destul de nasol pentru că mi-am stricat tot FH-ul, dar după aia oricum mi-am dat FH clear și am reînceput, dar v-am zis. Acum eu când m-am apucat de Bizon, nu înseamnă că am vorbit cu cineva să zic că Bizon e mai șmeghe, nu frate. Sincer, serverele sunt la fel. Bine, la fel ca joc, tot Zampi, tot RPG, tot facțiuni, tot alea, acum care Bizon un pic unele sisteme mai avansate, asta nu îl face să fie neapărat mai bun. Dar pe mine mă enervează cel mai mult că pe Baghead joacă numai copii de 9 ani care mergi tu liniștit pe banda ta, tragi unul de pe clădire de acolo, tragi unul de acolo, tragi unul de acolo, după aia că, na, adică e într-un fel bine că sunt mulți youtuberi acolo pentru că toți copiii de 9 ani se țin în curul youtuberilor, adică bine, acum nu mă refer că nu e bine să te duci, uite, vezi un youtuber acolo, uite, ăla youtuber, da? Nu din nimic împotrivă să te duci după el, să-i zici, ceau frate, ce faci, dar nu, uite, cum uite la Wake, la unele videouri și... Cam ciudat, frate, se țină aia după el, alea, serios acum, chiar îl înțeleg și pe el și... Asta e nasol, mai ales să-ți arăți și fața pe YouTube, când ești popular, e nasol pentru că după aia, da, seama, viața reală, nu mai ai viață normală, că te duci pe stradă, mulți te recunosc, nici nu mai e chiar o viață normală, știi bine, acum în cazul meu nu se pune problema, adică mă refer în cazul, uite, lui Mikey H, de exemplu, păi, voi vă gândiți ce are pe cap ăla, sau Elias Vlogs, dar Elias Vlogs, na, pana mea, el e în Moldova, are mulți fani în România, vine mai rar în România, dar zic așa ca idee, uite, Mikey H, și ăla cred că e bombardat, frate, și asta e faza, dar, na, pana mea, cred că am să dau... A, stai că s-o obișnuie de pe Baghead, că dai slash rob, dar aici trebuie să faci cu grup, cu dalea. Guys. Ăștia și-au luat arfe, pișamaș pe ei. Așa. Any meeting or activity or activity next week or this weekend. Da. Pentru că nu mai sunt activ pe Samp așa de mult și de-aia vreau să întreb și eu, că la promotul tău, facțiunea ta nu are mesajul zilei, da. Hai că să văd dacă avem ceva. Au primit bani de la Taylor. Ai, Taylor online, level 200, băieții. Hai că e ceva perfect normal să ai level 200 pe Samp. Eu de-abia am level 20.
care e prostul care mă spamează. Oaie, filmez în pizda mătii. Taci. Mai înveselesc atmosfera. Ok. Thanks. Uite, frate, câți membri. Uite, uite. Cât sunt offline și unul, frate, nu n-ar răspunde, mă, frate. Unul n-ar răspunde, mă. Băi, dar unii chiar asta așa, frate, bulangii, m-am enervat și eu. Să-mi pe picioare astea, așa, members. Da, așa că ne rezolvăm noi. Care-i, mă, fraierul ăla? N-am niciun dușman deocamdată online. Hai să văd care mi-ar fi mie dușman de aici. Bă, nu prea am dușmani prin facțiunea asta. M-am enervat odată pe ăsta, pe lămâie ăla, lămâie. Ăsta, putut... A, nu e online. Lămâie. Nu e online. Mamă, futu-i gura lui, mă. Am dat accept în 3 secunde. Și uite, de exemplu, dacă... Uite, dacă scriu asă de în chat, dau joc în bară, reintru în joc. Nu, de fapt, nu, stați, altceva. Dacă scriu PLL în chat, da? Dau joc în bară, stau așa puțin. Stau, o trecut deja vreo 2, 3 secunde, 4, 5 și scriu acum S în chat. Ah, nu mai e bugul ăla, pare. Dar nu, de exemplu, dacă scrie cineva în chat ceva, dau jocul pe pauză, după aia reintru și ăla da accept, mi apare că o dată accept după o secundă, de fapt o dată accept și după 10 secunde, știi? Și poate i-au dat jocul în bară, și intră și zice, oh my god, a dat accept în 2 secunde, nesimțitul, dar de fapt ești tu prostul. The gun, the fly slash art, am crezut că vrea ceva licențe, deci da, fraților, bă, mai vreau o propunere în comentarii, vreau să-mi ziceți în ce facțiune ați vrea să intru. În ce mafie, de fapt, ați vrea să intru? Eu mă gândeam la ăsta, la Rifa. Top. Mă gândeam la Rifa. Nu la Rifa, mă scuzați, doamne, la Rifa, la LK sau 69 Pierre Mobs. E Termi Online. Ter. Da, uite, Termi. ID Termi. Nu, Termi nu e online. Nu e chiar prieten, e o cunoștință de pe Sam, care e în 69 Pierre Mobs și aș vrea să intru acolo. Acum nu sunt sigur, dacă vreți să intru acolo, ziceți-mi și o să intru. Vreau la ceva care nu au târfuri multe. Pentru că dacă vin acolo și dau cu rank-ul, i-am rupt. Glumeam, mă, n-o să dau cu rank-ul, bulanjiu, mă. Chiar dacă am rank on PC, nu o să dau cu el, jur. Ah, da, chiar am rank on PC. A, nimeni, cunoașteți că și voi aveți rank on PC, măi, pârliților, mă. Toată lumea are rank on PC. Scrie aici, slash, nu stai că l-ai pe F2, F3. Gata, am activat rank-ul, ia uite-l. Dai, mă, toată lumea are rank on PC. Ia, chiar dacă nu dai cu el, are, mă, intri așa, știu, pe un server de stand, intri pe un cont ceva secundar, le dai la ăia bână la pe, fiți acum de aia care nu recunoașteți, că știu că aveți rank on PC, nu fiți bulangii și voi de aia. Ia, sigur, un pic la acolo. A, dar nu-i dau, că n-am acoperită data și îmi fac băieții hateri post și nu-i bână. Că am abonați, am hater de fapt de 9 ani care vin și văd că fac prostii în video direct post. Uitați-l ce face acest bulangiu nesimțit. Uite-l pe ăsta, boss, ce faci, boss? Ah, salut, frate. Salut. Salut, frate. Futu-s morți, măti. Salut, frate. Salut, frate. Ne mai vedem, ui. Hai să facem un pic de MP cops pentru că suntem barosani. Chiar dacă o să stau o oră în jail, nu-i bai, facem niște DM cops. A, se smer să-mi iau și o heal, te rog, repede. Să iau heal și niște arme. Mergem și facem DM cops să vă arăt cât de bine dau eu pât în mafi. Da, acum vorbim și noi ca oache, nu? Nu știu de ce dracu vine să vorbesc așa, dar m-am uitat prea mult la el și chiar îmi vine deja să vorbesc așa. E grav, nu? Ok, să mergem repede să iau și eu, mi-am aruncat mouse, what the fuck. Hai să merg și eu să iau heal, să mergem, ne dăm bână la băieți. Da, deci practic pe cel mai mare level am eu, că m-au întrebat mulți de pe Buggets of Beats, sau cel mai mare level am eu de pe un server RPG a fost de 62, mi se pare, sau 60, nu mai știu exact. A fost pe Blue, primul meu hon, Raul, nu mai știu cum îl chema. Nu știu, uitați-vă în videoclipurile din 2013 și o să vedeți acolo cum mă chema, level 60 și ceva aveam. Și cea mai mare funcție a mea, n-am prea avut eu așa funcții pe servere de astea mari. Am avut funcții doar pe servere de minus 200 de playeri. Am avut admin 2 pe un server de vreo 160 de playeri prin 2014.
Dar așa în rest n-am prea avut funcții, nu prea sunt cu funcțiile, vă dați seama, nu-mi place unii copii, sau nu neapărat copii, unii oameni în general, să nu mai zic copii, că după aia mă înjurați. Eu zic ceva de genul, frate, hai că iau admin, după aia fly chestiile, dau bani la aia care sunt șmecheri, nu-i chiar așa, frate, trebuie să fii responsabil cu serverul, când te faci helper, trebuie să ții, practic trebuie să... Ai grijă de server, nu-l iei pentru tine. Practic îl iei ca să ajungi playerii, știi? Aoleu. Sal, frate, câfu. Ai, câfu, mane. Sal, frate, câfu. Hai să mergem să-l batem pe băiatul ăla. Na, și asta e, frate, eu dacă aș vrea să iau ceva helper, aș lua după ce termin clasa 8, când sunt la liceu, alea. Eu uite-l. Câfu, mane, o dăm bună sau? Ia uite ce o luăm, fugim de pe turf. Așa mi imaginez că suntem mafii, ce naiba. Hai, mane, ia ieși de acolo tu să-ți dau un 6 din 6 ca ai și armură. Ia uite unde fuge, bă. Trebuie să fiu sigur că nu mai vine altul să-l ajute. Ai, dar ce bine dau eu pentru mafia. Nu mai are armură, așa cum mai dăm un 3 din 3 frumos, sau? Nici nu mai văd. Hai, mane, să-ți dau un 3 din 3, câzu. Vrei? A, și-o chemat Cocoșii, mă. Salut, frate. Ia uite-l, Cocoșul. Unde-i după mașina? Sau? Aoleu! O, veni cu coașa, a? Haide, cam ce prost. O să mă antrenez oricum pentru mafii, vă dați seama. Ai, ai, ai. Mai veni cineva, nu? Salmane, câfă! A, eu venit... Cum trecu? A, a, eu venit 3! Ai de pula Oh! A, fuck that! Ce dau bine eu ca mafii calea? Dau bine, ce ziceți băieții? Le dau bă, băieți sau salpa? Adevărat. Vreau să intru în... antrenez pt mafii. Da, mă, e rupt, zice băiatul. Bă, nu mi se pare că drag chiar pentru mafii, că în poliție nu tragi, dar ca în mafii, dar... Na, mă antrenez și eu. Dar nu-mi place cum mi se mișcă mouse-ul, mi se mișcă așa lăguit, chiar dacă am 100 de pe mi se mișcă lăguit mouse-ul. Adică voi pe filmare vedeți ca lumea, dar mie nu mi se vede chiar ca lumea. Dar nu este niciun bai. Na, vedeți mă cum dau eu pută mafii. Am dat, m-am rupt 4 poliții sau 3, cât au fost acolo, nu mai știu. Opa. Ei, futuți morții mătii de sclav. Doi, dați-mă la! Bă, vezi că dau futu-s morții, măti. 300 de secunde, nu. No. Fraților, sper că v-a plăcut acest video de seamă. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe câte ore am. A, 39 de minute, ok, iau și o oră în plus. Sper că v-a plăcut, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne mai ne vedem data viitoare. Salut!